Merită să te joci Roblox Brookhaven în anul 2024, probabil că își pune această întrebare cel puțin o persoană care se uită la acest episod. Și de ce te întreb asta? Pentru că cu siguranță fiecare are un prieten care se joacă Brookhaven și te gândești și tu, băi frate, oare să intru și eu pe Brookhaven, ce să fac, n-am Robux și merită să mă joc Brookhaven dacă nu am nici măcar un Robux, pentru că în acest minigame există o grămadă de PES-uri pe care ți le poți cumpăra, da? Deci avem PES pentru fețe, pentru penthouse, să poți să dai foc la casă, premiumul care este cel mai important, după aceea avem muzică, niște upgrade-uri la mașini, viteză dacă vrei mai mare, bărci care s-au adăugat chiar acum de curând, estate-uri avem, disaster pack unde ai o grămadă de lucruri pe care le poți face în casă, să schimbi extraterestri, să ai scurgere de gaze și alte nebunii, sunt o grămadă și de teme gen, adică avem un pes aici special pentru teme, mașini mai multe dacă vrei, locuri unde să-ți cumperi case dacă vrei noi și mai există un pes și pentru cal. Deci sunt atât de multe lucruri încât nici măcar nu știi cu ce să începi. Și dacă n-ai niciun Robux, te gândești, băi frate, oare chiar merită să mă joc jocul acesta? Vreau să vă spun așa de la început că eu cred că acest minigame de Roblox merită foarte mult și o să vă spun și de ce. În primul și în primul rând este un minigame de Roblox gratis, da? Adică poți să intri fără să te coste nimic. Și în al doilea rând trebuie să ieșim puțin de aici, pentru că este foarte, foarte important acest lucru. Dacă mergem pe Brookhaven, o să vedem că se joacă în momentul de față 632.000 de persoane, da? Deci super, super multe persoane sunt acum pe acest minigame. Într-adevăr, când apare un update nou, crește numărul persoanelor, da? Undeva la 1.000.000 de persoane când apare ceva super, super nou și după ce lumea se joacă pe noul update, intră din ce în ce mai puțin până la următorul update. Asta se întâmplă de fiecare dată, este ceva normal dacă se înjumătățește numărul persoanelor după update. Asta nu înseamnă că jocul a murit, înseamnă că lumea s-a plictisit de update-ul acela și o să intre cu siguranță să vadă ce se întâmplă pe următorul update. În momentul de față, Brookhaven-ul este unul dintre cele mai populare jocuri de Brookhaven, da? Și putem să vedem asta aici dacă mergem și ne ducem puțin tel mai jos și dăm aici la populare. O să vedem că nu se apropie aproape niciun minigame de Brookhaven, doar Bloxfruits, care are 718.000 de persoane, dar este o bătălie aici, uneori sunt mai multe persoane pe Brookhaven, uneori sunt mai multe persoane pe Bloxfruits. În rest, nici măcar un alt minigame nu se apropie de Brookhaven sau de Bloxfruits, da? Deci, practic, Brookhaven-ul este când pe locul 1, când pe locul 2. Și hai să intrăm acum din nou în Brookhaven, pentru că trebuie să vorbim mai multe în joc, da? Așteptăm acum să se încarce și vreau să vă spun că, deși, să zicem așa, că nu ai nici măcar un Robux, da? Deci nu ai să-ți iei nici măcar un PES, te poți juca acest minigame fără nicio problemă, deși nu ai investit nimic, da? Asta este cea mai importantă chestie. Ai acces la aproape toate lucrurile. Și asta mi se pare ok, pentru că asta înseamnă că jocul este și pentru persoanele care au Robux și pentru persoanele care nu au nici măcar un Robux.
Și cel mai important, PES este în continuare premium, pentru că premium îți oferă o grămadă de lucruri șmechere. Uite, dacă dăm aici, deci ai acces la casele unde este semnul acesta de premium, ai acces la mașini speciale unde e semnul acesta, la elicopter, poți să-ți pui piscină la aproape toate casele, unele case au și piscină gratis, poți să dai foc la mașini, să iasă fum din mașini, să îți dai jos roțile la mașini, ai o culoare exclusivă în chat, da? Așa cu albastru ăsta, așa turcoaz, și desigur ai și upgrade vehicle acesta, PES-ul acesta l-ai inclus și poți să schimbi și culoarea la mașini și să îți pui viteza până la 70 la oră, da? Ceea ce este destul de șmecher, adică ai o grămadă de chestii noi pe care le poți folosi și nici măcar nu este chiar atât de scump. PES-ul este 275, cred, de Robux sau ceva de genul ăsta, în fine, până în 300 de Robux și eu l-am cumpărat de foarte, foarte multă vreme și nu îi mai văd prețul, dar nu costă atât de mult. În schimb, celelalte PES-uri sunt scumpe rău de tot, cum ar fi ăsta de bărci sau ăsta de teme, undeva la 700 de Robux și ăsta de mașini speciale, dar zic eu că PES-urile astea merită să le iei doar dacă te joci foarte, foarte multe ore pe zi Brookhaven și iubești minigame-ul acesta foarte, foarte mult. Atunci poți să le cumperi pe toate dacă îți permiți, dacă poți să faci asta, însă dacă nu poți să faci asta nu este nicio problemă, pentru că poți folosi toate clădirile din jocul acesta și dacă ai Robux și dacă n-ai Robux, poți să-ți cumperi case, la fel însă există într-adevăr anumite locuri unde îți poți lua case doar dacă ai PES-urile. Și ia fiți atenți aici, câte case gratis, bro. Deci dacă numărăm casele, cu siguranță există mai multe case gratis decât cu premium, da? Deci 100%. Și pe lângă asta, developerul de fiecare dată când adaugă case pentru roleplay, da, care sunt încercuite cu roșu, de fiecare dată aceste case putem să observăm că sunt gratis. Și asta este foarte bine, pentru că asta ne spune că acest developer este interesat să aducă foarte multe lucruri pentru persoanele care nu au acești Robux, da? Care nu au de unde să investească o grămadă de Robux în acest minigame. Și mi se pare foarte tare, pentru că asta ne arată într-adevăr că vrea ca toate persoanele să fie binevenite pe acest minigame, chiar dacă au bani, chiar dacă nu au bani. Deci este un lucru foarte tare. Și putem să vedem asta desigur și în ultimul update, da? Deci s-a introdus ultimul update unde s-au introdus astea insulele. Și dacă o să mergem aici la insule, o să vedem că prima insulă este gratuită pentru toată lumea. Deci developerul a pus o insulă unde să poți să-ți iei case și această insulă o poate folosi toată lumea fără să aibă vreun PES. Și asta înseamnă super, super mult. Pentru că putea developerul să facă niște insule private unde să-și poată cumpăra case doar persoanele care au PES-uri. Și asta era destul de trist, pentru că nu putea să ajungă nicio persoană. Hutinașilor, să nu uitați să vă abonați și pe canalul meu secundar, să activați acolo toate notificările, pentru că o să postez episoade și acolo. Se numește Mai Mult Hutinașul și îl puteți căuta voi sau îl găsiți în descriere. Gen nu a investit nici măcar un Robux, nu putea să ajungă aici să își ia vreo casă. Însă acum pot să fac asta fără nicio problemă. Uite, dacă dau aici pot să-mi iau orice casă. Bine, eu oricum am și PES-urile, dar desigur am mai adăugat încă două insule. Deci asta 36 de aici, de la plotul acesta, și 37 unde trebuie să ai anumite PES-uri ca să poți să îți cumperi casă. Dar de fiecare dată, vedeți,
se adaugă un update, sunt lucruri gratuite pentru toată lumea și sunt anumite lucruri pentru persoanele care și-au luat PES-uri. Și voiam să mai discutăm despre încă ceva. Mai există încă o parte super interesantă și asta ne arată în continuare că developerul vrea să mărească cumva jocul și să adauge lucruri și pentru PES-urile pe care le-ai cumpărat deja. Deci să zicem așa, da, ți-ai cumpărat, nu știu, PES-ul acesta de mașini. Din când în când, chiar dacă l-ai cumpărat deja și ai toate mașinile astea cu lacăt, dacă ne ducem aici, da, le vedem pe toate, din când în când developerul vine și updatează colecția de la PES, da? Adică mai adaugă încă o mașină nouă, mai adaugă încă un plot nou, de exemplu, cum s-a întâmplat aici, da? Deci dacă ai plotul acesta de land, acum poți să-ți iei casă pe insula cu numărul 36, da? Aici, care este insula mai mare și se vede aici iconița de la plotul land, da? E exact aceeași iconiță. Și eu mi-am cumpărat landul ăsta gen PES-ul acesta, mi l-am luat, oho, acum mult timp, nici măcar nu mai știu, acum vreun an de zile sau poate mai de mult, și uite că deși l-am cumpărat acum un an, să spunem, încă a primit update-uri acest PES, da? Ceea ce este insane, adică n-a mai trebuit să mai cumpăr absolut nimic acum când s-a făcut ultimul update. Și la fel și la estates, se adaugă și estate-uri noi, la fel și la premium, dacă ți-ai cumpărat odată premium, o să mai apară și alte case premium, desigur, noi, nouțe pe care le poți folosi, la fel și la penthouse, probabil la fel și la fețe, deși eu nu folosesc atât de multe fețe, și ia să vedem, și la teme probabil, nu a mai fost adăugat o temă nouă de foarte mult timp, dar e posibil ca în viitor să vedem o nouă temă, și dacă aș face așa un top, ia să vedem, deci ar merita cel mai mult premium să-ți cumperi, după aceea să vedem astea care se schimbă cel mai des, zic eu că vehicle pass ăsta, adică pack-ul acesta, pentru că și aici mai apar mașini noi, la estate, pentru că e casele mai mari și se mai adaugă și estate-uri noi, așa. Și cam astea zic eu că ar fi cele mai importante. A, și ploturi, poate dacă vrei să ai PES-ul acesta de land, să ai ploturi noi, da? Adică locuri unde să îți cumperi case. Este puțin lag, asta nu-mi place, sincer să fiu, din cauza oceanului a început să se facă aici ceva lag și asta nu prea îmi place, dar cine știe, poate pe viitor developerul va găsi, nu știu, o rezolvare să facă cumva să nu se mai facă chiar atâta lag, dar să-mi scrieți acolo în comentarii dacă aveți și voi problema aceasta. Așa, ia stai să mă teleportez aici, de exemplu. Dacă te duci în zona cu oceanul sau dacă te uiți spre ocean, deja se face puțin tel lag. Și cel mai mult folosesc eu, sincer să fiu, hoverboard-ul de la premium, da? Deci premium-ul este foarte important pentru mine pentru că folosesc hoverboard-ul. Acesta este foarte simplu să ți-l pui și este și simplu să te deplasezi cu el, da? Poți să sari, poți să faci ce vrei tu, poți să intri și în clădiri. Deci este foarte, foarte bun. Zic eu că merită acest minigame, acum mă gândeam că merită și din cauza faptului că se fac foarte, foarte multe update-uri. Deci anul trecut, la începutul anului, dacă nu mă înșel, sau spre vară, așa primăvară, ceva de genul ăsta, a fost o porțiune în care s-au introdus update-uri săptămânal, bro. Deci în fiecare săptămână am avut câte un update nou, ceea ce a fost insane, da? Deci a fost update după update după update. Acum s-au mai rărit așa update-urile, uneori apar la 2 săptămâni, uneori chiar și la 3 săptămâni, cine știe, poate nu mai are atâta timp developerul să facă atâtea update-uri sau poate pur și simplu nu mai are idei, poate nu mai știe ce să mai introducă, dar
cu siguranță o să mai primească probabil și alte idei de la oamenii care se joacă, da, pentru că ați văzut că și eu am mai făcut episoade în care mă gândeam, băi, oare ce ar mai putea să mai introducă developerul, și mai veneam cu câte o idee pe turnoi sau cine știe ce magazine și alte nebunii, însă așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe viitor. Dar zic eu că Brookhaven-ul este un minigame pe care merită să intri, unde te poți distra împreună cu prietenii tăi, poți face roleplay, poți afla secrete, adică este împărțit și în două jocul acesta, ai o grămadă de secrete pe care le poți afla și e o poveste destul de interesantă cu domnul Brookhaven, care încearcă să scape de agenție și să nu cumva să pună mâna agenția pe putere, pentru că o să distrugă lumea agenția dacă are toată puterea și așa mai departe. De fiecare dată avem și secrete noi și mai avem și partea aceasta altă de roleplay, unde poți tu să inventezi ce povești vrei tu și poți să faci ce vrei tu împreună cu prietenii tăi pe acest minigame. Încă o dată vă mai spun, eu zic că merită să te joci Brookhaven în 2024. Dacă vrei să investești și Robux și în acest minigame, de asemenea merită, pentru că este un joc foarte popular și nu cred că va dispărea curând dacă developerul va introduce update-uri în continuare. Dacă nu va mai introduce update-uri, cu siguranță lumea se va plictisi și probabil că o să apară un alt joc. Dar în momentul de față avem update-uri, avem o grămadă de jucători și avem o grămadă de lucruri pe care le putem face. Cam acesta a fost episodul, hudinașilor. Sper că v-am ajutat. Dacă v-ați gândit, oare să intru pe minigame-ul ăsta, oare să nu intru, merită să-mi pierd atâta timp? Nu merită, merită să-l încercați cel puțin măcar o dată și de acolo, dacă vă place, să mai intrați și altă dată. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!